face Gabriel Oftea un joc dublu? Da. Uitați-vă la votul în cazul Dan Șova și la votul în cazul Gabriel Oprea. Și veți vedea că toți, da, absolut toți parlamentarii UNPR au votat în aceste două cazuri împotriva solicitărilor formulate de justiție. Una formulată de ministrul justiției, cealaltă formulată de procurorul general. În mod evident, după această boacănă pe care a făcut-o, care de fapt nu e o boacănă, ci este, în mod evident, o decizie politică clară de a-l sprijini pe Dan Șova și pe Victor Ponta și de a împiedica aprobarea solicitărilor formulate de justiție. După această faptă, orice vorba a lui Gabriel Oprea, care nu este întărită de alte fapte, este egală cu zero. De altfel, am și văzut că a dat o declarație absolut senzațională, că o sprijină pe Codruța Chiobeși și pentru un nou mandat la conducerea DNA-ului, care e departe, adică nu, nimeni n-a zis că îi se întâmplă ceva la Codruța Chiobeși și o declarație exagerată care arată că a încercat într-un fel să spele păcatele deciziilor pe care le-a luat în cele două situații Șova Ponta. De altfel, ce mi se pare mie, de altfel dezbaterea modificărilor la codul penal vor intra în comisia juridică. Nu mai avem mult de așteptat să vedem care este poziționarea politică a lui Gabriel Oprea și a UNPR. Vom vedea săptămâna viitoare în comisia juridică și ulterior în plenul Parlamentului cum vor acționa. Și atenție! A spus că dacă vor încerca, dacă vor continua să modifice codul penal. Sigur că și-a lăsat și aici loc de întors, că ar trebui discutate cu toate părțile modificările la codul penal. Dar aici sunt lucruri clare. Marți, în Comisia Juridică, se dezbate ceea ce e cunoscut ca dezincriminarea conflictului de interese, redefinirea conflictului de interese. Adică care, peste două zile, da? Peste două zile, da, redefinirea conflictului de interese. Țineți minte, chiar în ziua moțiunii de, nu, în ziua votului la solicitarea de începerea urmăririi penale împotriva lui Victor Ponta pentru conflict de interese, procurorul general a lăsat să se scurgă informația că solicită date despre 140 de parlamentari aflați în ce situație de conflict de interese. Exact. Acea listă există. Nu vi se pare, fac verificări atât la parchetul general, cât și la Agenția Națională de Integritate. Anii cerul, se mai demult, se știe lucrul ăsta. Numai că acum a intervenit parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Exact în ziua votului la Victor Ponta și exact când în Camera Deputaților urma să se dezbată în Comisia Juridică și ulterior în plen această modificare la codul penal care redefinește conflictul de interese. Aici mie mi se pare o formă de presiune care le spune, băi, ăștia care aveți conflicte de interese în Parlament, dacă nu susțineți modificarea codului penal, v-ați ars. Vine jihadul peste voi, adică vine dosărelul. Vine dosărelul peste voi. Astea sunt lucruri care trebuie urmărite. Că aici și presa a dezinformat puțin, pentru că din lista asta de 140 de parlamentari, doar jumătate, să zicem, mai sunt parlamentari în mandatul ăsta. Sunt foarte mulți și din celelalte mandate. Parlamentari din 2004, care mulți dintre ei nu mai sunt parlamentari în acest mandat. Știți ce am observat pe parcursul acestor minute cât am avut o discuție despre moțiunea de cenzură? Că dumneavoastră de la PNL ați devenit foarte supărați pe Gabriel Oprea. Dacă înainte de moțiunea de cenzură îi trimiteați așa bezele politice și era un fel de PR de lobby cu privire la poziția lui Gabriel Oprea, acum vă văd puțin supărați. V-a înșelat Gabriel Oprea? Ați avut niște negocieri cu domnia sa? Nu am participat la nicio negociere cu Gabriel Oprea. Iar în ceea ce mă Oprea? Privește, din câte știu, da, chiar a existat o echipă care a fost mandatată să discute, cum e normal, încerci. Am și anunțat că vom încerca să discutăm cu toate formațiunile politice, mai puțin PSD. A existat o echipă care a fost mandatată să poată discuții. Cine făcea parte din echipa asta de la PNL?
discuții pe tema asta, domnul copreședinte Blaga și domnul secretar general Marian Petrache. A și făcut public și noi și Gabriel Oprea au făcut publice aceste chestiuni. În mod evident, discuțiile nu au dus în niciun punct, dar în ceea ce mă privește, supărarea mea sau poziția mea politică față de Gabi Oprea nu se datorează acestei decizii a UNPR de a nu susține moțiunea de cenzură, ci se datorează unei lungi analize a evoluției politice a domnului Oprea, în care domnul Oprea, care zice că sprijină interesul național, atunci când a fost nevoie, i-a făcut majoritate cu traseiști lui Traian Băsescu, după alegerile prezidențiale din 2009, după care i-a făcut majoritate parlamentară cu traseiști, începând cam din septembrie 2013, lui Victor Ponta, pregătind momentul retragerii Partidului Național Liberal de la guvernare. Iar Victor Ponta a rămas la guvernare cu o majoritate care este constituită în mare parte din traseiști politici care au fost racolați în special de UNPR, dar și de PSD. Dumneavoastră, dacă ați fi fost în locul UNPR, ați fi votat dărâmarea unui guvern din care făceați parte? Cum e cazul acum? Bine. Adică asta de ce reproșați lui Gabriel Oprea că nu și-a protejat guvernul din care face parte? Eu nu i-am reproșat niciodată acest lucru. După cum bine ați remarcat, i-am reproșat faptul că a participat la constituirea de majorități guvernamentale care nu au fost conforme cu votul populației și au existat guverne care de fapt nu au reprezentat majoritatea opțiunilor politice ale cetățenilor, ci au fost guverne artificiale cu majorități constituite prin traseism politic. Asta am reproșat. Iar eu cred că în mare măsură democrația reprezentativă trebuie reflectă fidel voința cetățenilor în momentul în care guvernul într-adevăr beneficiază de o majoritate în susținerea populației care și-a dat votul în momentul în care a votat la alegerile parlamentare. Deci să înțeleg că dumneavoastră nu veți achiesa sau nu veți vota în conducerea PNL o viitoare alianță la guvernare cu Oprea. Să zicem din 2016, dacă nu reușiți să dați jos guvernul Victor Ponta. UNPR este un partid care apare în sondajele de opinie la marja de eroare. Niciodată nu a fost un partid politic care să fie obținut voturi de la cetățeni participând pe liste proprii și atunci, în alegeri. Dumneavoastră, cum de altfel, Gabi Oprea a folosit această moțiune de cenzură pentru a-și îmbunătăți poziția de negociere pe care o are cu PSD și se știe foarte clar că urmărește să participe la alegeri locale și parlamentare pe liste comune cu PSD, având anumite pretenții, un număr de candidați la primările municipii reședințe de județ, un număr de candidați la președinții de consilii județene și un număr de parlamentari eligibili care se află pe listele respective. Din cauza asta, eu am, cum să spun, am un punct de vedere referitor la strategia Partidului Național Liberal. Mi este foarte greu să cred că va fi posibil la un moment dat să facem o înțelegere cu UNPR pentru a... Și ce veți face în 2016? Pentru că nu veți face 50%. Aia rămâne de văzut. Păi și dacă nu veți face? Aia rămâne de văzut. Știți foarte bine că se schimbă sistemul de vot, va fi un sistem de vot în care e un sistem de listă, se revine la sistemul de listă, în care votul politic va fi predominant peste, să spun, candidații, care va conta și calitatea oamenilor, dar și votul politic. În plus, există un sistem de redistribuire care, la scorul actual al Partidului Național Liberal în sondajele de opinie, ne permit să sperăm că putem obține în Parlament o majoritate de peste 50%. Majoritate calificată. Da, o majoritate calificată. De altfel, oricum, va mai curge multă, să zic, multă apă pe Dâmbovița până la alegerile parlamentare. Oricum, după opinia mea, Victor Ponta nu mai poate să se cramponeze de poziția de premier. Face un rău imens României. L-am văzut cu tristețe ca fiind singurul lider politic european alături de Putin și de Erdogan la Baku.
o imagine rușinoasă pentru el ca și politician, în condițiile în care niciun alt lider european nu a acceptat să participe la această ceremonie, nici măcar premierul Ungariei, nici măcar premierul Greciei, care din când în când mai dau semnale că joacă, că ar juca și cu Putin. Dar dacă Victor Ponta își va da demisia, nu ar pune în încurcătură Partidul Național Liberal, că trebuie să intrați la guvernare. Sub nicio formă. Partidul Național Liberal, așa cum a anunțat încă de la începutul anului, a elaborat un program de guvernare, l-a supus dezbaterii publice, l-a adoptat. Este un program public pe care orice cetățean poate să-l vadă, poate să-l consulte. De asemenea, avem un candidat la poziția de prim-ministru care este desemnat în persoana lui Cătălin Predoiu și, în mod evident, când va veni momentul, avem capacitatea să facem un guvern care să aibă o performanță net superioară. Și credeți că Victor Ponta își va da demisia? Sunt convins că într-o formă sau alta se va retrage de la Palatul Victoria din poziția și de prim-ministru. Și ce se va întâmpla în pasul 2? Ăla sunt negocieri la Cotroceni, la președinție, în care, în mod evident, se va degaja o formulă politică, se va degaja o propunere de premier și de guvern care să întrunească o majoritate parlamentară. Și o să iar dacă nu se întrunește o majoritate, iar dacă nu se întrunește o majoritate parlamentară, în mod evident, se poate merge pe alegeri anticipate. Dacă mă întrebați pe mine ce mi-aș dori, aș prefera alegeri anticipate. Alegeri anticipate, domnule Orban, înseamnă și o criză politică mare cu repercusiuni economice. Nu e o criză politică atât de mare, pentru că pe perioada investirilor de guvern rămâne în funcție guvernul care exista anterior demarării negocierilor pentru constituirea unui nou guvern. Nu rămâne țara fără guvern. Și oricum are președinte. Da, suntem... Ne apropiem de o scurtă pauză comercială. Înainte de a lua pauza, vreau să le mulțumesc celor care îmi scriu pe Facebook la Dosar de Politician. Am promis celor care sunt interesați de emisiunea asta că o să citesc mesajele lor. Mihaela Lupoi îmi dă un mesaj interesant și ăsta, domnule Orban, e așa de, e de bine de reținut. Zice Mihaela Lupoi, avem o clasă politică mafiotă care se pune cu orice mijloace în calea justiției, că e la putere, că e din opoziție. Clasa politică este coruptă și compromisă. Cu aceștia țara nu poate să meargă înainte, au secătuit-o. Iar poporul este dezorientat. Nu știe în ce să mai aibă încredere. De 25 de ani, aceștia s-au perindat la guvernare și au furat tot ce se putea. Numai DNA mai poate face curățenie dacă o să mai fie lăsat. Că politrucii vor pe orice căi să le obstrucționeze munca, suntem de râsul lumii. Cam asta spun fanii. Domnul Mănăstire, chiar am spus mai înainte, apropo de poziția față de solicitările justiției, nu poți să pui semn de egalitate între majoritatea guvernamentală care și-a apărat, mai ales liderii cei mai importanți, Victor Ponta și Șova, și Partidul Național Liberal, care a votat după alegerile prezidențiale la toate solicitările formulate de justiție, a votat la vedere în favoarea solicitărilor formulate de justiție. Este cea mai mare nedreptate pe care o poți crea acelor oameni, chiar dacă ei sunt într-o minoritate, care sunt corecți, respectă anumite principii, să-i pui în aceeași oală o majoritate care este într-adevăr cum o descrie doamna respectivă. Nu există sistemul de a acuza în bloc un grup social. Este caracteristic regimurilor totalitare. Nu toți medicii, dacă exista Ciomu, cazul Ciomu, nu înseamnă că toți medicii chirurgi sunt... Dar admiteți că după 25 clasa politică a dezamăgit, domnule Orban. Nu există, dezamăgit ascultați-mă, nu poți să faci o categorisire clasa politică. Fiecare om politic trebuie judecat separat, fiecare formațiune politică trebuie judecată separat și, în general, trebuie creată o distinție, operată o distinție în funcție de comportamentul pe care l-au oamenii respectiv. Vă repet, spunând, toți sunt hoți, cel mai mare, cea mai mare nedreptate o faceți împotriva celor care nu sunt hoți. Când spun toți sunt împotriva justiției și încearcă să blocheze justiția, se creează o profundă nedreptate împotriva celor care chiar au sprijinit demersurile justiției. Așa este, vă dau dreptate cu lucrul ăsta, o scurtă pauză comercială, așadar prima știre a serii, Ludovic Orban, lider al PNL, susține sau este de părere că cele mai
Cele mai bune lucruri care s-ar putea întâmpla din punct de vedere politic ar fi alegerile anticipate pentru a debloca situația de acum din țară.